Bine v-am regăsit, prieteni! Există mituri ale creației omului care ridică multe semne de întrebare cu privire la originile acestuia. A fost Homo sapiens sapiens rezultatul unei inginerii genetice pusă în practică de reprezentanții unor civilizații stelare poposite pe Pământ pentru a-l studia și exploata? Sunt cel puțin 4-5 mari legende care descriu venirea zeilor pe Pământ cu lux de amănunte. Toate aceste mărturii ar trebui revalorificate de știință și predate în manualele școlare, însă în mod straniu sau nu, sunt ignorate și chiar respinse de mediile politice și științifice, fiind considerate periculoase sau de neînțeles. Urmăriți o ediție fabuloasă în care încercăm să vă prezentăm alte ipoteze referitoare la formarea și evoluția umanității. Dacă sunt adevărate, ar trebui să ducă la rescrierea istoriei noastre din temelii. Iată titlurile ediției. Cel mai misterios capitol din istoria umanității este modul în care a apărut primul om. O mulțime de mituri, ebraice, sumeriene, amerindiene, incașe, indiene, astece, converg către același aspect. Primii oameni au apărut după ce fiii cerului au coborât pe pământ și i-au creat. Vă prezentăm în exclusivitate cele mai spectaculoase mărturii antice legate de crearea omului în posibile laboratoare genetice. Este Homo sapiens sapiens un hibrid dintre civilizațiile de pe alte planete și creaturile umanoide existente pe Terra cu zeci de mii sau poate sute de mii de ani în urmă? A fost fabricat acesta în scopul prestării de munci pentru reprezentanții unor civilizații venite de pe alte planete? Nu o să-ți vină să crezi ce argumente aduc legendele sumeriene și indiene în sprijinul acestei ipoteze năucitoare. Există o așa numită teorie a conspirației potrivit căreia rămășițe ale unor superputeri terestre, anterioare popoarelor antice, ar fi supraviețuit și ar dirija din umbră destinul umanității prin intermediul unor organizații extrem de influente. Sunt unii dintre miliardarii planetei entități finanțate și sprijinite de aceste grupuri super avansate tehnologic? Există baze ale extraterestrilor antici care încă sunt folosite de aceștia? E bine, foarte multe misiuni în această emisiune. Sunt convins că, cel puțin într-o proporție covârșitoare, le vom putea aborda și descifra pe toate. Bună seara, H.D. Hartmann, din nou în platoul nostru. Bună seara, bună seara telespectatorilor. Subiect nu complicat, cât cu o mare miză. Așa cum spuneam în intro, dacă aceste pasaje din istoria umanității care există mituri care sunt incluse în tot felul de tratate despre istoria umanității și care sunt ignorate cu bună știință de știință. Dar nu sunt neapărat politice, ignorate, sunt tratate respinse, doar ca mituri. Sau tratate doar ca doar mituri. Ca mituri. Atenție. Dacă ar fi valorificate ca episoade istorice, da, am putea rescrie din temelii propria noastră istorie. Un singur element e necesar. Absolut un singur element. Să demonstrezi, să demonstrezi că cultura sumeriană, evoluția sumeriană este de fapt începutul recivilizării rasei umane, a hominii. Dacă noi reușim acest lucru, s-a terminat discuția despre istoria întregii rase umane. Bun, apropo de legendele sumeriene, sunt câteva sute de mii de tăblițe, da, care n-au fost decât parțial descifrate. Fiți foarte atenți, doamnelor și domnilor. În care sunt descrise, printre altele, de exemplu, zeitățile, foarte multe. Da. Se vorbește de niște zei Anunnaki, cum erau, da, denumiți, practic, în traducere, cei care au venit din cere pe pământ. Și sunt descrise puterile lor, cunoștințele lor și, da, așa mai departe. Trebuie să spunem, le spunem celor care nu s-au ocupat de treaba asta și n-au citit și nu știu despre ce este vorba, că sumerienii aveau cunoștințe totuși neobișnuite pentru acea perioadă legate de astronomie. Aveau tăblițe cu reprezentări ale sistemului solar și ale planetelor, reprezentări în care erau desenate corect pozițiile, mărimea și orbitele acestora, deși n-aveau observatoare astronomice. Da, cu o singură observație, am să fac, da, o singură observație, da? The Orion Belt. Cureaua Orion, la sumerieni apare lui Orion, apare cu cele trei stele. Noi aveam să descoperim Orion Belt în 1984 printr-un satelit, cu un satelit din spațiu pozând.
Deci nu se vedea de pe pământ. Atenție, sunt enorm de multe elemente în Sumeria, în Sumeria veche, nu Sumeria nouă, pentru că sunt două Sumerii. Să nu uităm că primul oraș acolo apare. 3 milioane de locuitori. 3 milioane de locuitori. Era enorm. Acum 30 de mii de ani era... Mai mare decât a avut Romantică. Mai mare decât a avut Romantică. Să nu uităm că în punctul... Mai mare decât a avut Constantinopol în epoca de glorie. În punctul lor de glorie aveau sisteme de tratare de apă. Aveau sisteme de conducte din argilă, cum sunt și astăzi, rotunde, imense, de aducțiune de apă și de expulzare a apelor uzate. Aveau sistem de băi publice. Vorbim de 30.000 de ani, nu vorbim de 3.000 de ani. Nu vorbim de cultura sofocliană sau patristică sau cea greacă sau cea romană sau cea măcar egipteană. Nu. Vorbim de ceea ce noi numim începutul recivilizării rasei umane. Vă rog să dați pe video imagini și să ne apropiem de aceste, de acele imagini pe care le... Aceștia sunt regii, da. Nu sunt zei. Apropo, da. Aceștia sunt regii, nu sunt zei. Nu sunt zei, mare diferență. Și uitați ADN-ul. Da. Aceasta este diferența. Aici este și dacă se poate obține, nu, dacă putem ține puțin mai mult imaginea, dacă veți observa, zeii au aripi. Regii nu au. Asta este marea diferență până s-a decodat această... Uitați, asta este... Deci au aripi. Da. Asta înseamnă că veneau din cer. Ei sunt foarte similari. Asta e ADN-ul, de exemplu. Asta este ADN-ul uman. Ei sunt foarte similari ca rasă cu regii pe care îi vor denumi. Și unde vom vedea, o clipă, unde vom vedea aripi în toate aceste sculpturi extrem de... Vă rog să dați imagini cu acele bazoreliefuri care... Da, cu bazoreliefurile. Practic, și o să-i rog și pe telespectatori să ne contrazică, da, dacă pot. Sunt prezente, să zicem, imagini, reprezentări ale unor nave, aparate de zbor antice. Vă rog să mergem către acea zonă și să dăm acele aparate. Pentru că nu, dar hai important să începem, de fapt, de unde a pornit falsul. Numai puțin. Vreau, înainte de a ajunge la ce urmează să spuneți, să le transmit telespectatorilor noștri, încă o dată, nu, sper că ne auzim. Dați-mi acele imagini cu navele antice, din bazoreliefurile despre care am vorbit. Nu aerodromul. Imaginile cu bazoreliefurile sunt acele elicoptere, nave și așa mai departe. Întreabă-l, te rog, Roberta, pe Silviu, dacă nu găsești. Pe tăblițe găsim afirmația că Anunnaki au ajuns pe pământ cu 120 de sar înaintea potopului. Mm-hmm. Asta ar însemna aproximativ 432 de mii de ani. Da. Se spune că zeii puteau trăi și până la 500 de mii de ani pământești. Mm-hmm. Bun. Și haideți să vă citesc un pasaj. Înainte de orice vom vorbi, astea sunt imagini de pe platoul din Nazca. Da, Peru. Obținute de sus. Dacă ne uităm ultimile, ființe... Sunt ultimile descoperite, pentru că ele sunt desene noi, acestea. Da. Sunt pe care se pot vedea numai de sus, practic. Mm-hmm. Ori aceste reprezentări cu ochii aceia seamănă foarte mult cu ET-ul pe care îl cunoaștem, cu extraterestrii. Iată, ajung la un pasaj și vă rog, căutați acele bazoreliefuri între timp. Tot timpul nu le găsim când am nevoie. În tăblițele acestea este vorba de... Uite-le, aici sunt. Astea sunt, perfect. Sunt însă, uitați-vă sunt la aceste imagini antice. Da. Aceste sunt antice din timpul celui de-al doilea imperiu. Sunt sau nu aceste nave de zbor, aparate de zbor? Pentru că sunt oameni de știință care ignoră cu desăvârșire acest lucru. Adică ăsta nu e un elicopter, uitați-vă, sau nu sunt aparate stranii. Unul dintre ele pare chiar un tank. Dar acesta nu este un cosmonaut? Este o imagine? Nu, este împăratul fondator al culturii Nazca, care este cosmonaut. Da. Asta e o imagine de pe o biserică cu hramul Sfântului Ieronim, construită prin anul 1100. Aceasta este prima, de fapt, aceasta este prima imagine, ca să fim foarte clar, prima statuetă descoperită în 1910. Aici ne întoarcem la Sumer, văd că avem puțin eclectism aici. Ne întoarcem la Sumer, dacă îl ridicăm pe domnul de pătron, vom vedea că este cu 2 metri mai înalt ca ceilalți doi participanți la scenă. Aici este celebrul zid egiptean. Exact. Al doilea imperiu, imperiu de mijloc, după unificarea Egiptului, este o influență, însă acest zid face parte din templul de la Abidos, adăugat după apariția, ceea ce noi numim și oamenii de știință numesc, arheologii numesc, apariția influenței siriene. Bun. Deci cineva a adus din platoul sirian, din marele platou mesopotamian, de fapt, da, sumerian, vechi sumerian, că asta este linia, a adus aceste influențe și iată produsul fundamental. De exemplu, niciodată nu s-a știut ce înseamnă ultima linie care o vedem. Sunt trei. Ultima linie nu s-a știut absolut niciodată. Se consideră că, de fapt,
Ultima parte este desenul unei, unui aparat spațial. Dacă se observă, are și coada prelungită pentru a străbate spațiul. Este o formă care a fost propusă prin anii 30 de către desenatorii de aviație. Bun. Iată un pasaj din aceste tăblițe sumeriene. Da. Atunci când niciunul dintre zei nu luase ființă și niciunul nu purta vreun nume, iar niciun destin nu fusese ursit, atunci au fost creați zei în mijlocul cerului. Lahmu și Lahamu au fost invocați spre a lua ființă. Da, a fost desemnarea lor ca autoritate științifică. Atunci când zeii ce erau asemenea oamenilor răbdau muncile și sufereau de trudă, chinurile lor erau uriașe, munca lor era asiduă, iar disperarea creștea. Anu, zeul zeilor, a recunoscut că munca lor era prea grea. Fiul său Enki, sau Ea, a propus crearea omului pentru a face muncile. Astfel, primind ajutorul surorii sale vitrege Ninki, zeul a procedat astfel. Unul dintre zei a fost dat morții, iar corpul și sângele său au fost amestecate cu lutul. Da. Din acel material a fost creată prima ființă umană de aceeași înfățișare cu zeii. Și urmează niște pasaje interesante. Da, să facem o mică paranteză. Care descriu inclusiv embrioane. Da, observ că acest mit este mitul creștin al creației. Exact. Corpul și sângele, da? Euharistia creștină, e corpul și sângele lui Iisus. Observi că zeci de mii de ani înainte, pe o tăbliță sumeriană, vom avea același mit eucaristic, da, eucaristic, al împletirii, atenție, al împletirii ADN-ului, corpul și sângele, da, al împletirii ADN-ului, genomului respectivei persoane, cu lutul. Nu era lutul, să nu ne imaginăm că au luat pământul și l-au au făcut acolo. Nu, lutul ce era? Erau deja hominizii care existau ca urmare a evoluției hominii de pe pământ. Pentru că noi trebuie să înțelegem un singur lucru. Și dacă înțelegem acest fenomen, vom înțelege tot ceea ce ni se întâmplă astăzi. Oameni buni, există o evoluție a hominizilor și avem 7000 de nume, de la Neandertali până la Auroflorensis, până la Homini habilis, până la așa, care le-am găsit. Și are loc un cataclism. Nu neapărat un cataclism. O bruscă oprire a acestei evoluții, care se întindea pe 100 de mii de ani. Cam în jur de acum 200 de mii de ani. Unde aceștia dispar și apare Homo erectus în primul rând, din care deviază Homo sapiens. Este clar că Homo erectus este o săritură enormă, pentru că este vorba de un trunchi osos, este vorba de un schelet osos, care nu mai umblă practic la 45 de grade a plecat, folosind niște mâini mult mai lungi, care veneau din labele din fața ale maimuței, ci este clar că are loc o construcție nouă de aparat scheletal care poate să meargă pe două picioare. Iar Homo sapiens sapiens este deja un produs. Homo sapiens sapiens apare mult mai târziu. Bun. Dar nu, acest produs, atenție, foarte important, sumerienii ni-l arată. Uite-i, zeii, sunt bipezi. Deci, după chipul și asemănarea, ei sunt bipezi. Numai puțin. Da. În aceste tăblițe umane, din aceste tăblițe, în care se spune că a fost creat omul pe un teren plat, numit Eden, cuvânt sumerian care înseamnă teren plat, da. Între fulvii de tigru și Eufrat, cum se menționează și în epopeea lui Gilgamesh, și, da, da, în India. Deci sunt comune aceste mituri, inclusiv cu cele brai. Locul creației este cel comun. Din Vechiul Testament, locul creației. Ființele umane inițiale ar fi fost incapabile să se reproducă. Așa asta este. Se înțelege din aceste tăblițe. Foarte interesant. Foarte interesant, da. Pe cont propriu, fiind mai târziu transformate cu ajutorul zeilor Enki și Ninki, zei care, după cum știm, vin de pe o planetă numită Nibiru. Da. Era numită Nibiru atunci. Rezultată din niște ciocniri de planete. Astfel, Adapa a fost creat ca o ființă umană independentă și complet capabilă. Această transformare ar fi fost făcută fără aprobarea lui Enlil, fratele lui Enki. Ăștia doi erau zeii colonizatori. Care da, erau comandanții misiunii, să spunem. Erau comandanții misiunii. Ceea ce a stârnit un conflict între zeități. Enlil a devenit un adversar al omului, iar tabla sumeriană gravată menționează că oamenii au slujit pe zei, trecând prin multe încercări și suferințe. Care sunt descrise acolo? Practic, Enlil și Enki se bat și câștigă Enki, cel care îi proteja pe oameni, această creație. Da, și Enlil este, apropo, menită. Da, și Enlil este exilat. Apropo, este exilat. Enlil este exilat. Ei, de bine. Unde și mitul îngerilor căzuți. Enlil este, de fapt, fundamentul mitului fondator
al viitoarelor religii umane ale, despre îngerii căzuți. Și de aici o să vă las pe noastră, vreau doar să mai citesc un lucru pentru cei care se uită la noi și care n-au avut răbdare, timp sau din diverse motive nu-și cunosc aceste episoade din istoria umanității. În Biblie există un pasaj care se numește Cartea lui Enoch, care este destul de, hai să zicem, controversat. De ce? Pentru că, iată, apropo de episodul pe care l-am menționat mai devreme, al sumerienilor, există și aici, la capitolul 7, o situație de genul ăsta. Pe când oamenii, copiii oamenilor se mulțiseră în acele zile, s-a făcut că fiicele lor s-au născut grațioase și frumoase. Uh-huh. Și atunci când îngerii, copiii cerurilor, le-au văzut, s-au îndrăgostit de ele și și-au spus unii altora să ne alegem femei din rasa oamenilor și să avem copii cu ele. Noi știm că îngerii n-au sex și nu fac sex. Atunci, îngerii moderni, atenție. Îngerii moderni. Ăștia, îngerii moderni. Creștini, ăștia n-au treabă cu. Da. Atunci Samiaza, șeful lor, a zis: eu mă tem că voi nu veți fi în stare să vă împliniți gândul vostru. Și există niște pasaje în care ei erau un număr de 200. Acești 200 și coborau din Aradis, loc așezat în apropierea muntelui Hermon, acolo era baza. Da. S-au apucat să jure că vor treaba asta, să se lege că asta este interesul lor, că vor să facă copii și așa mai, să vor să împreuneze cu femeile. Le dă și numele acestor căpetenii, Samiaza și toate ajutoarele, de la Azael, Saramchial, Asael, Armens, Babral și așa mai departe. Da, ele sunt nume fonetice, apropo, cum le auzeau oamenii. Cum le auzeau oamenii. Și au ales fiecare câte o femeie și s-au apropiat de ele și au conviețuit cu ele și ei le-au învățat vrăjitorii, farmece și însușirile rădăcinilor și arborilor. Și aceste femei au zămislit și au născut uriași. Statura lor era de 300 de coți. Ei au înghițit tot ce munca oamenilor putea să producă și n-a mai fost chip să fie săturați. Și aici uriașii acești nifilim se întorc împotriva oamenilor. Da, și are loc război. Interesant este că, uite, căpetăniile și se descrie în capitolul 8, de exemplu, ce învață pe oameni. Unul învață semnele, altul învață astronomia. Asaradel învață mișcările lunii. Da, foarte importante. Interesant. Amers i-a învățat arta de a dezlega vrăjitoriile. Amazarac i-a învățat tot felul de vrăjitorii, de farmece și așa mai departe. E o chestie, un pasaj... Îmi place cuvântul farmece și vrăjitorii, pentru că ele se referă la cu totul altceva. Lucrul pe care oamenii nu le puteau percepe, nu le puteau înțelege. Tehnologie. Tehnologie. Tehnologie, da? Dacă mă duc acum la un trip de acum 15.000 de ani și cobor dintr-un elicopter, sunt zeu. Deci nu e nicio problemă, da? Ni s-a întâmplat la descoperirea Americii, da? Ei aveau o profeție că va veni un om de pe ape, o civilizație și sunt noi zei. Și au crezut, cei din America, în America Latină, au crezut efectiv că albii erau zei. Așa este. De fapt, erau niște hoți, 40 de hoți, care au pus mâna pe un continent, ca să fim clari, că atât erau 40. Da? Ce se întâmplă în cartea lui Enoch? Dumnezeu se supără pe acești îngeri. Da. Comandantul șef se supără. Comandantul misiunii se supără. Spune că n-ar fi trebuit să se împreuneze, să se amestece cu oamenii, pentru că aceștia au fost creați ca să fie muritori. Da. Iar voi aveți cu toate misiunile, sunteți nemuritori și nu aveți treabă cu partea asta sexuală și așa mai departe. Nu, cu partea de... Sexul este una, procreere este alta. De procreere, cu totul... Nu trebuie să vă amestecați, o chestie foarte interesantă. Nu. Pentru că în continuare, așa cum discutam, omul a rămas cu niște ciudățenii în interiorul lui, mintea lui, legate și de moarte și așa mai departe. Da, în primul rând trebuie să o luăm așa. Sunt două școli. Școala evoluției, să spunem, nu neapărat darwiniene, dar Darwin, cu toate că i s-a spus că ar fi scris în monumentala lui lucrare despre evoluția omului, că ne tragem din maimuțe, el n-a spus acest lucru. El a spus că noi suntem, din punct de vedere scheletal, rude cu, și nu neapărat maimuța, ci celebrul cimpanzeu, că noi din familia aia, de fapt, scheletal, de acolo venim, dar n-a spus niciodată că ne tragem din maimuță. Deci este școala evolutivă pe care tot încercăm de 100 și de ani să o demonstrăm că noi, de fapt, maimuța s-a ridicat în două picioare, că în sfârșit maimuța a stat un milion de ani în două picioare și după aia dintr-o dată... Nu se mai întâmplă. Nu, dar dintr-o dată a avut conștiință. Nu există așa ceva. Conștiința nu este un element care să fie evolutiv. Cu sufletul și conștiința te naști. Și aici vorbim de cu totul alt tip de creație. Bun. Față de corpul uman. Da? Și după aceea ai ceea ce noi numim școala evoluției în mai multe locuri a umanității. Și aici intervenim cu aceste mituri și istorii, cu cartea lui Enoch și nu numai, în primul rând cu tăblițele sumeriene care sunt practic au stat 50 de ani ascunse în Muzeul Omului de la Berlin,
Ele sunt descoperite, sunt aduse în saci efectiv, are loc o distrugere a lor prin traversare a mării și apoi prin 1960 sunt redescoperite într-un depozit de la Berlin, scapă ca prin minune de primul și al doilea război mondial și sunt redescoperite practic și se începe o migăloasă muncă de repunere a fiecărei tăblițe, exact cum vedeți aici, aceasta este scrierea cuneiformă, foarte interesantă. Îți trebuiau 10 ani conform tăblițelor pe care au fost găsite. Tăblițele acelea, să știți că reprezintă arhiva unui stat și unei națiune. Acolo sunt contracte de vânzare-cumpărare, sunt contracte de proprietate de casă, sunt contracte de pensii. Sumerienii aveau pensii, apropo. Sunt contracte de școli. Sunt contracte, deci viața de zi cu zi este un... Acestea sunt. Este efectiv o imagine aproape de film, dacă știm să le punem în ordine și dacă înțelegem. Și pe una din tăblițe se scrie cât trebuia unui om să învețe să scrie pe acele tăblițe de lut, un lut foarte greu, se spune, și obținut foarte greu, o tehnologie foarte interesantă, arderea de 3 ore, etc. 10 ani dura. Deci aveau școală generală de 10 ani ca să poată acel om să facă acele semne și după aceea să înțeleagă următorul ce a scris. Deci era un fenomen de transmisie educațională care nu aparținea nici lui Homo Florensis, nici lui Neandertal, un moment, nici lui Homo Sapiens. Nu există așa ceva. Numai la Homo Sapiens Sapiens, după acest eveniment, că îl numim cosmic, că îl numim, știu eu, orice, că o fi fost o civilizație tehnologică care a supraviețuit unui cataclism natural pe Pământ și că a reprodus umanitatea, a repopulat Pământul. Dar acest proces evolutiv educațional nu este sub nicio formă produs uman. El trebuie adus, el este un sistem complet de la A la Z pe care doar o societate tehnologică îl poate vedea în ansamblul său. Care este miza? De ce aceste mărturii, care nu sunt singulare? Există și la amerindieni episoade care descoperă... Nu, dar avem descoperiri, avem descoperiri arheologice. De ce amerindienii care vorbesc de fiii cerului, la fel copiii stelelor care au populat Pământul, de ce mărturile din Ramayana, Mahabharata, din Rig Veda, care sunt fabuloase. Sunt fabuloase, sunt, da, este cronica unui război. De luptă. Da, și este un război nuclear. Se vorbește de combustibili care sunt folosiți, da? Folosiți pentru de forme de energie. Aceste nave să se deplaseze. Și de forme de energie noi. De ce aceste episoade sunt pur și simplu măturate din orice eu am să-ți dau un alt exemplu care este foarte important. Știu că bisericile practic se tem că... Nu, n-am să intru la ideea de biserică. Biserica este o formă nouă în istoria umanității. Toate aceste mituri ar aduce cumva o atingere ideii existenței lui Dumnezeu. Ceea ce mi se pare o prostie. Nu atinge nimica, din contră, aceste tablete de fapt vorbesc despre existența lui Dumnezeu. Sigur, nu în forma în care noi nouă ni se spune astăzi. Umanitatea a făcut a avut un șoc cultural în jur de 10.000 de ani, acum 10-12.000 de ani, încă nu se cunoaște motivul, dar este un șoc cultural, nu e un șoc fizic, nu e un șoc natural, în care umanitatea a născut primii profeți. E foarte important de înțeles că umanitatea până atunci nu avea profeți, avea regi numiți de acești zei. Și sunt o listă întreagă în sumeriană și dacă noi calculăm anii, s-a spus că a fost o greșeală, că de fapt scribul n-a știut. Nu, dacă noi calculăm, sunt 133 de regi, unii dintre ei domnind aproape 5.000 de ani. Deci este o perioadă... Aceste prototipuri umane, probabil că sunt produsul unei evoluții de tehnologie genetică, de intervenție permanentă genetică, să fim foarte clari. O Homo sapiens nu era atât de evoluat ca Sapiens sapiens. Sau la începutul creației umane, bineînțeles că creatorul nu a avut atâta experiență ca după 100.000 de ani. Deci aici exprimă iarăși, atenție, o evoluție de tip... tehnologic. Domnul Harman, în aceste tăblițe sunt episoade pe care oamenii de știință, conformați ideologiilor oficiale, le ignoră cu înverșunare. Episoade în care sunt descrise vase în care sunt ținute embrioni umani. Sunt ținute exemplare care au fost folosite pentru a crea aceste prototipuri umane. S-a descoperit locul de unde practic a apărut rasa umană, care se cheamă hominii.
Este platoul din Etiopia. Este platoul etiopian la 200 de kilometri de Addis Abeba. Ababa. Acolo noi am găsit primele forme de viață hominide. De la acea formă de viață hominidă, acum jumate de milion de ani, la forma de viață de acum 200 de mii de ani, distanța este de la Pământ la Soare. Nu poate fi explicată printr-o evoluție neapărat naturală sau biologic naturală. Deci, e un tip prea scurt. E nu numai un tip, dar este modelul genomului care nu este. Deci genomul de astăzi, pe care noi abia acum 20 de ani am reușit să-l desenăm complet, genomul uman, este complet diferit de materialul hominii originar pe care, repet, noi credem că l-am descoperit în platoul din Etiopia. Locul de naștere al actualei civilizații nu este Etiopia. Este între cele două fluvii. Și este locul mitic, nu numai al Edenului, dar toate marile imperii de acolo pornesc, ale antichității târzii, ale antichității tinere, ale vechii antichități, cum îi spunem noi. Iar acolo au loc evenimente pe care niciun arheolog nu le poate nu le poate explica fără a introduce aceste elemente, cum este cartea lui Enoch, cum sunt toate, mă scuzați? Nici o problemă. Apropo de acești zei, cum ar veni, sumerieni, acești civilizatori, acești îngeri veghetori, cum sunt numiți în cartea lui Enoch, ei au ocupat mai multe platouri, între Irak și Iran, chiar și în Africa, în zona Zanzibar, unde se spune în tăblițele sumeriene că exploatau minereuri, căutau ceva, lucru. Deci, definiția principală este aur. Nu, este aurul. Ei aveau nevoie pentru, așa spun vechile mituri, că extraterestrii au venit, extraterestrii. Această rasă, este clar că era o rasă ominidă și ea. Este clar că acești vizitatori din spațiu, zei din cer, erau și ei hominizi. Și toate, dacă ne uităm, absolut toate reprezentările, și sunt reprezentări pentru eternitate, nu sunt picturi. Atenție, Egiptul în marea lui în marea lui dezvoltare sub Ramsesieni, fac ce picturi. Ăștia fac sculptură înainte de picturile egiptene. Deci sunt pentru eternitate puși în piatră. Atenție, sunt toți bipezi, sunt toți ominizi. Deci este foarte clar că această rasă a găsit pe pământ un mediu de a trăi, era în căutare de resursă. Câteva sute se spune și în tăblițele sumeriene și în cartea. Câteva sute înseamnă o navă mijlocie spațială. Da? Nu e nici mare, nici mică. Da? 600 văd că în cartea lui Enoch, 200%. Da, bun. 200 probabil că erau ofițerii. 400 restul probabil că sunt soldații și oamenii de știință. Acolo se vede clar în Lille și în Kiel sunt două arme diferite. Se vede clar că fiecare are știința lui, are pregătirea lui. Dar ceea ce noi vedem, da? Dacă noi vedem picturile rupestre ale omului natural dezvoltat, noi vom vedea însă în sumer, vom vedea în Maya, în cultura Maya, vom vedea în toate miturile ancestrale, uitați-le, oameni buni, sunt sculpturi, astea sunt pentru eternitate, ei sunt lăsați să existe pentru eternitate, deci transmisia de informație este pentru eternitate. Ce îmi spune altceva? Că acel Homo sapiens sapiens a învățat să sculpteze înainte de a învăța să folosească cuțitul pentru uciderea animalului de pradă? Nu, asta îmi spune că dacă nu avea nevoie de cuțit sau de daltă sau de o armă să ucidă animalul de pradă cum avea nevoie neandertalul, că l-am găsit, stilexul, am găsit din stilex, din piatră, etc., înseamnă că li se asigura hrana. Ceea ce îmi dă cu tot o altă analiză de profil a acestor ultime 200-300 de mii de ani pe care noi o spunem modernă. Noi suntem rasa de 200-300 de mii de ani. Și aici eu povestesc întotdeauna ce s-a întâmplat lui Champollion, îl dau întotdeauna exemplu chiar și studenților mei în orele mele de curs de profiling istoric și spun lui Champollion aduce, este celebrul traducător care traduce, găsește stela celebră și traduce limbajul egiptean cu neiform, da? Tot limbajul faraonilor. Și aduce o stelă la Paris.
Întâmplător, stela din, din celebra piață, din celebru, fostul pia, fosta piață Condé, Place de Toile Maintenant, acum. Și îl cheamă Napoleon III la el. El este, Napoleon III fiind sponsorul lui Champollion. Și Napoleon III este cu cardinalul Parisului în birou. Și Champollion zice, care e problema? Cardinalul zice, păstela aia, ce scrie? Zice, da, zice, povestea unui faraon, i-a dat numele în sfârșit, nu mi-amintesc exact. Și cardinalul îi spune, să nu fie mai veche decât de 7800 de ani, pentru că în Biblie spune că lumea a început acum 7800 de ani. Întâmplător, stela era doar de 4000 de ani vechi. Dar Champollion va descoperi în lungile sale peregrinări egiptene și după aceea în dezvoltarea dicționarului pentru traducere, că istoria Egiptului era mult mai veche decât ceea ce religia oficială dădea ca dată. Deci, dau acest exemplu ca să înțelegem că noi, rasa care noi o reprezentăm astăzi, rasa umană, n-are 7.000, n-are 10.000 de ani. Vorbim de 200-300.000 de ani. La scară istorică este nimic, atâta timp cât noi încă avem... Dar suficient de mare încât să ne punem problema că au existat, și văzând aceste mituri și alte civilizații, mult mai avansate tehnologic poate decât cele... Geneza 1, 6 și 11. Duceți-vă la Geneza 1, 6 și 11. Geneza 1 vorbește despre pământ și apariția vieții pe pământ. Geneza 6 vorbește despre un cataclism natural, probabil celebrul meteorit din Golful Mexic, care a dus la dispariția dinozaurilor și la rescrierea genetică, practic, a vieții pe pământ. Și un conflict atomic. Sau orice o fi fost, bun, dar a existat un eveniment critic, cataclismic de acest gen. Iar în Genesis 11, în Geneza 11, se vorbește de un conflict, de dispariția unei civilizații tehnologice superioare și paralelă cu umanitatea de astăzi. Bun, revenind la povestea asta cu miturile, mă uitam când Geneza, într-adevăr, apar pasaje în care sunt menționați acești uriași, pe care proveniți din... În perecherea între îngeri și femei. Da, e o problemă genetică absurd, aici. Adică genetic e imposibil să se întâmple așa. Nu poți să... Da, tu femeie la 1,50 m, da. Nu, 1,70 m înălțime, să dai naștere unui uriaș care la maturitate ajunge la 3-4 metri. Vorbim probabil tot de... Probabil că este un alt fenomen. S-ar putea genetic. S-ar putea să fie altceva. Să fie o relație. Să fie o relație între cele două rase, care sunt foarte compatibile, da? Dar, la un moment dat, probabil că este vorba de o prelevare tehnologică de ovule, de cum se face astăzi. Probabil că o însămânțare artificială și ies acești uriași. Fizic și biologic, o femeie la 1,70 m nu poate să nască un copil de 3, care la maturitate ajunge la 3 metri. Deci nu are cum. N-are structura osoasă, n-are structura morfologică, n-are cum. Dar acest lucru nu exclude posibilitatea tehnologică. Ceea ce noi învățăm este că exclude. Nu exclude nimic. Nu exclud faptul că acel Homo Florensis, toți sunt, domne, că asta este interesant, Homo Florensis este de Hobbit. Mai este un neandertal care este denumit dwarf. Domne, toți sunt mici, pricăgiți și vai muma lor. Toți au ceea ce se cheamă izolare insulară. Deci a existat un eveniment de extinție în istoria planetei și numai pe insule, că îi găsim numai în Java, în Indonezia, în Filipine, insule îndepărtate unde acel eveniment critic de extinție nu a avut toate efectele sale. Da? Găsim aceste derivate din neandertali. Și la un moment dat ne trezim cu Homo erectus și cu Homo sapiens. Eu înțeleg că există linkuri, că există celule lipsă. Dar asta nu exclude. Mie mi-ar plăcea să fie evoluția umană, dar înseamnă că noi la ora actuală ar trebui să fim ca la nivelul lui Homo erectus. Că la 1,5 milioane de ani evoluție, cam cât durează viața, cam cât evoluează viața, o celulă să zic, părerea mea este că n-ajungeam. N-aveam nicio șansă să ajungem atât de avansați. Deci, eu înțeleg că se dorește acest lucru. E foarte bine. Materialismul este și el bun la un moment dat, da? Dacă să vii cu dialectica, pentru că aici eu râd întotdeauna, să vii cu dialectica să-mi spui că datorită evoluției materiale, adică pur și simplu progresism, acestei progresivități biologice din una în alta, am ajuns noi să avem conștiință și suflet, asta mi se pare o aberație.
Foarte tare. Fiți atenți aici, da. Prietenul nostru, sunt convins că știți, un fragment semnificativ din Rig Veda. Da. O carte, o scriere indiană foarte veche. Ramayana, Mahabharata și Rig Veda sunt pline, prieteni, de pasaje care descriu lupte între nave, între aparate de zbor. În primul rând să spunem ce descriu. Descriu coexistența totală, absolută, integrarea absolută a unei civilizații din cer cu cea de pe pământ. Exact. Acolo nu există nicio diferență. Dacă ne reamintim, acolo există povești de dragoste între extraterestri și umani. Respectivii care trăiesc, eroii acestor cărți, sunt efectiv normali în relațiile cu această civilizație tehnologică. Unele dintre cele mai vechi cărți din istoria umanității. Da, sunt în relații absolut normale. Există o gelozie, există întotdeauna. Omul încearcă să-i arate celuilalt, rasa umană, că este capabilă și ea să preia evoluția tehnologică. Cărțile alea sunt uluitoare nu numai pentru războaiele de care veți vorbi, dar sunt uluitoare pentru mediul integrant în care două societăți, două civilizații, una tehnologic superioară și cealaltă inferioară, trăiesc împreună într-un mod absolut sinergic. Este o sinergie acolo totală. Pământeanului nu-i pasă că ăla este în văzduh, nu e frică să urce. Apropo, eroii din Rig Veda urcă în acele aparate, nici nu le e frică, deci sunt atât de obișnuiți din naștere. Deci se nasc cu ochii pe ele. Ei nu se mai tem. Numai atât. Deci avem parte de descriere al acestor aparate. Da. Sunt descrise instrumente de zbor. Se vorbește de... Deci capacitatea tehnologică umană de a înțelege... De mercur, de antigravitație. Exact, de mercur și de antigravitație, da. De antigravitație mi se pare inimaginabil. Și iată aici acest pasaj. Gurkha, zburând cu puternicul și rapidul său Vimana. Da, Vimana, așa se numeau. Navele de luptă. Da. A aruncat către cele trei orașe ale Vrișnilor, da, și Andakas un proiectil încărcat cu toată puterea Universului. Uh-huh. O coloană de foc și de fum la fel de luminoasă ca mii de sori s-a ridicat în toată splendoarea sa. O strălucire de metal, un gigantic mesager al morții care a redus la cenușă locuitorii acestora. Da. Corpurile lor erau arse, părul și unghiile le cădeau, venele lor se spărgeau din senin, iar păsările s-au albit. După câteva ore, întreaga lor mâncare era stricată. Pentru a scăpa de acest rug de foc, unii dintre soldați s-au aruncat în râu. Aflat în carul său zburător, Sauba s-a oprit pe cer la mare distanță. El a aruncat atunci săgestupoare, lănci și flăcări fără încetare. Pe cer păreau să fie 100 de sori, 100 de luni și miriade de stele. Nu se mai putea distinge ziua de noapte. Mai apoi, Krishna a răspuns la acest atac trăgând cu propria sa armă un disc de foc care a tăiat în două nava zburătoare a dușmanului, care a căzut pe pământ zdrobindu-se. Practic, aceste relatări este, apropo, de lupte aeriene... Krishna are jumătate de ascendență umană. Krishna nu este numai ascendență extraterestră sau din acea civilizație tehnologică. Krishna are jumate ascendență umană. Așa este. Deci el este nu un hibrid. El este un produs fundamental a două civilizații. Asta este uluitor. Să înțelegem aceste lucruri. Cum? Și ne întoarcem la sumerii. Dar numai puțin. Da, vă rog. Ca să termin, întunericul s-a așternut peste întreaga lume. Din nori ploua cu cenușă. Vântul bătea cu putere, iar întreg pământul s-a cuburat sub puterea celor arme. Elefanții au luat foc. Elefanții au luat foc, iar animalele mureau târându-se. Da. Asta este produsul unei fantezii? Nu. Nu. Dacă nu ai văzut explozie nucleară, nu poți să ai o asemenea fantezie. N-ai cum. N-ai cum. Este încă o dată, repet, mintea umană este croită să-și imagineze ceea ce, după ceea ce vede. Noi suntem produsul mediului înconjurător. Dacă hai să mai arătăm acele nave, vă rog, da, din bazul reliefului. Dacă acești eroi din Rig Veda au văzut nave zburând și au văzut lupta cu rachete, da, că spunea cu sulițele, da, alea erau rachete, da, așa, care explodau și în aer. Deci erau obuzele. Raze. Da, că erau și obuzele. Acestea poate pune și un stop. Da, da, nu, erau obuzele care explodau. Da? Uitați-vă în toate filmele de război, când se atacă avioanele de bombardament în al doilea război mondial. Aceste imagini, prieteni, au mii de ani. Absolut mii de ani. Da, mii, da. Vorbim de 3-4 mii de ani, dar astea sunt... Dar asta? Asta este una din cele mai vechi. Dar este modernă, apropo, pentru istoria umanității. Ea apare în jur de 1800, acum 1800 de ani. De ce este modernă? Atenție, nu e. Noi avem statui și mai vechi. Uite, asta este una din cele mai vechi statui. Întotdeauna a fost considerată arheologia
clasică, spune arheologii mainstream, vorbesc că este de fapt un fel de imaginație populară a unui zeu. Nu, nu, aia este o redare exactă a ceea ce omul acela, Homo sapiens sapiens, a văzut. Ăsta nu-i hominid. Acel rege cu cască de cosmonaut. Da, dar e și mic. Și atenție, este mic. E foarte interesant că vorbim de zei foarte înalți, dar pe de altă parte contactul uman, acesta e foarte înalt, apropo, este repet, fondatorul Maya, mi se pare. Este foarte, foarte înalt. Iar piramida lui este foarte înalt. Are desene și mai interesante, are sculpturi. Ăsta este mic, apropo. Dar, deci, contactul cu civilizația umană nu se făcea numai prin zei foarte înalți pe care îl vedem aici, de exemplu, așezat pe tron. Puneți-l în două picioare și veți vedea că e dublu față de ceilalți doi participanți la scenă. Ci prin, probabil, un tip de clonă, spun eu, sau un model de producție ominidă care era la nivelul populației ominide de pe această planetă. E și necesar să te apleci la acel nivel, că altfel îl sperii, îți fuge ca șoarecele. Da. Sau te atacă în masă. Și ce faci când te atacă în masă? Trebuie să-i extermini. Extermini. Da. Deci, aceste contacte au la bază protocoale foarte bine scrise de cei din ceruri. Aceste contacte, ceea ce nu, este un alt element, toate aceste povestiri și mituri și legende ne spun că în spatele lor, noi, miturile și legendele și informațiile care le avem, Mădălin Ionescu, ce sunt? Sunt ochii umani care le văd. Dar hai să ne punem în pielea celui dintr-o civilizație tehnologică superioară care trebuie să comunice cu un om care este la 100.000 de ani sub el. El va avea un protocol de comunicare, de contact. Mai ales dacă acela a fost creat, sau acel prototip a fost creat doar pentru a munci, nu pentru a-i se releva cunoștințe științifice avansate. Și aici eu intervin, eu intercalez o altă teorie. Au fost alese. Nu, eu intervin altceva. Nu, eu intervin cu altceva. Există elemente. Nu, există elemente care ne demonstrează succesivitatea contactelor. Homo sapiens, Homo erectus a fost creat pentru muncă. La un moment dat, acea civilizație creatoare pleacă. Și în urmă vin anumite civilizații tehnologice pe care noi le numim doar civilizatoare. Intervențiile lor sunt extrem de benefice. Dacă ne amintim tot în cartea lui Enoch, Enlil și Enkidin și toți ăștia, să bat ca chiorii, e luată decizia exterminării produsului uman construit. Da, asta vrea Enlil. Pe când vom avea un alt set de mitologie, care este așa numitul, cum îl denumim noi, pre-adamic, în care începem să vorbim de Adam și Eva, începem să vorbim de momentele zero. Deci s-ar putea să avem o succesiune în logica protocolelor de contact pe care și noi, de exemplu, astăzi le avem. Da? Avem așa ceva pentru extraterestri, pentru cosmonauți, pardon. Avem așa ceva, oamenii de știință au gândit cum ar putea să aibă un contact real între loc între rasa umană și o rasă non-terestră, care poate să fie sub noi tehnologic sau deasupra noastră tehnologic. În cazul în care este deasupra noastră tehnologic, și aici intervin, succesiunea este malevolentă și benevolentă. Deci este rea sau bună. Deciziile se iau. Noi aici avem o succesiune conștientă de intervenții negative. Trebuie extras aurul pentru acea planetă, asta e legenda, pentru acea civilizație care în atmosferă avea nevoie de aur, pentru refacerea mediului înconjurător al acelei civilizații. Și după aceea intervin elementele benefice care nu par a fi ale civilizației tehnologice originale. Și am să-ți dau un singur exemplu, că e foarte important de înțeles. În 1910, Australia decide să-și modifice principala plantă de grâne, nu știu cum se cheamă, grânele sunt o familie de plante, nu înseamnă doar spicul acela galben care îl vedem. Pentru a-și asigura independența alimentară.
și ia 30 de ani pentru modificarea genetică și astăzi Australia are un grâu foarte bun care se exportă în toată Asia, care a fost modificat genetic pentru solul său. În Sumer, noi avem acum aproape 27.000 de ani o ruptură totală de dietă, în care, dintr-o dată, 12 plante în același timp, imaginează-ți, 12 plante, în Australia, în 1910, cu toată știința, le trebuie 30 de ani la o singură plantă. Acum, 27.000 de ani în Sumer, are loc ceea ce noi numim o ruptură dietetică. E foarte important și acest lucru, să trebuie să se înțeleagă că se urmărește într-un profil de istorie, nu numai sculptura, nu numai ce au, ci și dieta, îmbrăcăminte, etc. Dom'le, și sunt 12 plante care dintr-o dată, în decurs de numai 100 de ani, dispare originalul și apar aceste 12 plante modificate genetic. Acum 27.000 de ani. Deci nu e o singură plantă, sunt 12. Care produc o revoluție dietetică. Adică ce fac? Asigură necesarul de calorii care au ca efect ce? Asigurarea necesarului de calorii are ca efect ce? Prelungirea vieții. Deci, iată o intervenție benefică, dacă e să o considerăm pe teoria pe care noi am pornit, da, care a avut loc în Sumer și care s-a extins. Grâul pe care îl mănâncă egiptenii este cel modificat cu zeci de mii de ani înainte. Revoluția dietetică schimbă balanța. După publicitate, trebuie să vorbim despre ce s-a întâmplat cu aceste civilizații super avansate, civilizatoare, și cum au ajuns istoria destinul să uman. Se cunoască rupturi atât de mari, practic, pentru că am luat-o de la zero. Destinul de la zero. Oricărei civilizații umane. Am luat-o de la zero și aici e o chestie foarte interesantă. Spuneam că în om, practic, omul, dovada că omul ar fi un hibrid, e printre altele și aceasta. Mintea nu acceptă moartea și nu o recunoaște ca atare. Nu, nu o recunoaște ca formă. Timp ce corpul se deteriorează. Da. Mă întorc la Vechiul Testament și la ce spune Dumnezeu în cartea lui Enoch. Mintea nu trebuia recunoaște. Să vă împreunați cu oamenii pentru că aceștia au fost creați. Nu, și mintea nu recunoaște nu cele nouă luni de gestație. N-au fost creați ca să fie nemuritori. Mădălin, da. Și închidem ca să ai publicitate. Da. Mintea nu recunoaște cele nouă luni de gestație în burta mamei. Nu recunoaște ca stare de fapt. Vorbim despre asta și continuăm discuțiile noastre despre aceste incredibile mituri fondatoare ale umanității, ignorate de istorie, de manualele școlare, de o mulțime de medii oficiale, științifice și de politicieni. Mituri pe care, dacă le-am analizat cu atenție, sunt sute de mii de tablițe sumeriene, poate că ar trebui să rescriem și ar trebui clar să rescriem istoria și să ne percepem altfel unii pe alții și să percepem altfel acest univers și probabil că progresul ar fi uluitor. Ce s-a întâmplat pe Pământ? Cei cu aceste grupuri au supraviețuit părți din aceste civilizații avansate? Da, și am să spun și numărul lor. Și ce fac astăzi? Ne supraveghează? Intervin în existența noastră? Au, de exemplu, miliardari pe care îi manevrează din umbră spre scopuri pe care, mă rog, le putem bănui sau nu? Vorbim după publicitate, rămâneți alături de noi, o mega ediție astăzi.